Bun găsit la Observator Update, sunt Bianca Iacob, este ora 11, haideți să vedem cele mai importante informații ale momentului. Biserica Ortodoxă Română anunță condițiile în care se vor desfășura sărbătorile de flori și Paște. Pelerinajul de flori se suspendă, ramurile de salcie vor fi binecuvântate în biserică, iar apoi distribuite la domiciliile credincioșilor care solicită acest lucru de la voluntari. Tot la solicitarea credincioșilor, spovedania și împărtășania se fac de asemenea la domiciliu. În noaptea de înviere, Lumina Sfântă va fi adusă în continuare cu avionul de la Ierusalim și va fi împărțită tot de către voluntari celor care solicită acest lucru. În toate cazurile, reprezentanții bisericii vor purta echipamente de protecție. Imagini șocante au fost filmate în București. Un polițist a fost înregistrat în timp ce lovea cu pumnii un tânăr care a ieșit noaptea pe stradă. Potrivit unui răspuns al Poliției Capitalei, tânărul din imagini ar fi refuzat să se legitimeze și să prezinte declarația pe proprie răspundere. Poliția a demarat o anchetă internă. Deocamdată, tânărul nu a depus plângere. Și din păcate vorbim de alte două noi decese față de ora trecută. Bilanțul se ridică la 229 de morți. În fiecare zi avem tot mai mulți români infectați cu coronavirus, 4761 în acest moment. Așteptăm informațiile updatate la ora 13. Scenariile arată că ne apropiem de vârful pandemiei. Cercetătorii americani spun că urmează perioada cea mai grea pentru România. Sâmbătă, pe 11 aprilie, resursele medicale vor avea cel mai mare grad de solicitare. Estimările arată că vârful pandemiei va fi atins în țara noastră luni, pe 13 aprilie, adică peste 5 zile. 8 mai ar putea fi prima zi în care România nu va înregistra niciun deces, peste o lună așadar. Atenție însă, până la data de 4 august 2020, numărul deceselor ar putea ajunge la 804. Dincolo de criza medicală extrem de gravă și o criză economică amenință omenirea, aproape jumătate de miliard de oameni riscă să fie afectați de sărăcie după această pandemie, arată un raport ONU. Va fi prima oară în 30 de ani când sărăcia se adâncește la nivel global. Când se va fi încheiat pandemia, peste jumătate din populația planetei ar putea trăi la limita subzistenței. În România, peste 1 milion de contracte de muncă au fost suspendate temporar și peste 200.000 de angajați au fost dați afară de la serviciu. Costurile economice provocate de pandemie ar putea fi suferite și de sectorul bugetar. Premierul Ludovic Orban a anunțat că guvernul pe care îl conduce se gândește deja la un mecanism de lucru de 15 zile, adică două ture. O parte din bugetare ar urma astfel să primească venituri de 75% prin șomaj tehnic câte jumătate de lună. Așa spune premierul, ar fi redus și riscul de infectare. Sunt totuși domenii unde măsura nu se va aplica, de exemplu în sectorul medical sau în Ministerul de Interne. Atât de la Observator Update, noi ne revedem din oră în oră sau de câte ori se întâmplă ceva important. Ne găsiți și pe Observator TV, dar și pe pagina noastră de Facebook sub hashtagul Observator Update. Dacă aveți imagini sau informații care pot deveni o știre, le puteți trimite la numărul afișat pe ecran. Fii observator!